sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul la tine, Caroa. Vrem să ne bucurăm că nu numai tineretul a venit în ocazia aceasta, înaintea Domnului, s-a făcut o jertfă de mulțumire și de laudă, ci noi cu toți, cu mic, cu mare, cu tânăr, cu vârstnic, cu experiență mai multă sau mai puțină, ne-am adunat să ne udăm pe Domnul în această ocazie și invităm prezența Domnului să ne conducă El și să ne ajute ca jertfa să fie de bun miros plăcută Domnului. Va fi un program de muzică și poezie pe care îl vom asculta și rugăm ca Duhul Sfânt să ne sensibilizeze inimile pentru a-L putea înțelege, pentru a-L putea primi și pentru a-L putea savura așa după cum dorește Dumnezeu. El să binecuvinteze pe toți cei care vor avea ceva de spus în programul acesta, dar și cei care vor avea ceva de auzit, de ascultat. E mai ferice să asculți, nu așa? Și spunem noi, e mult mai ferice să oferi decât să primești. Da, vom fi și primitori și dintre cei care oferă. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin.
începutul primăverii, pentru flori și fructe, pentru zori și farul serii, pentru stropii spun de ploaie, ce ajută germinării, coborându-ne din slavă, harul binecuvântării, pentru susul de izboare, pentru abundenta vară, în avut tălăci când sună, pentru strop nopțile stelate, pentru razele de lună, pentru soare, pentru apă, pentru aer și lumină, pentru cerul cel albastru, ce natură o senină. Pentru susul de izboare, pentru șipotul de ape, pentru care cu setare ce divin să se adate, pentru fulgii de zăpadă, bucurând de spus copiii, pregătindu-i de sugare și vâlcene și câmpie. Cugetând așa în taină, văd că totul din natură, pilde sfântă ne slujește, drept ce-a slop de învățătură, că armonia și frumosul, toată dăruirea primii, sunt dovada bunătății, tainica, Dumnezeire. Și drept culmea iubirii, pentru cei vremenicie, Domnul ne-a descris credinței orizont de veșnicie, mântuindu-ne ființa, arătându-ne menirea de a trăi în ascultare cu unul din servirea. Bucuria mântuirii face să rădească toate, așteptând o veșnicie fericită în loc de moarte, pentru toate adorarea, eu smerit, mă plec, mă închid și zic, slavă ție, Doamne, până pe veci. Amin. Amin. Thank you.
orice dimineață. În orice dimineață să mă trezesc din somn, cu tine în gând și în suflet, Creator cele mea Domn. Și ziua întreagă în tine să fiu adăpostit, să pot avea un umlet frumos și liniștit. Din tine a ta lucrare să o înfăptuiesc de plin, să pot fără cârtire al crucii jos senin. Să-ți fiu spre bucurie, oriunde și oricând, în suflet și pe față, lumina ta purtând. În seara, când spre odihnă îndrept ființa mea, întreg pe tine minte, doresc ca ta avea. Și tot mai drag, Iisuse, vreau să te am mereu, pe Duhul tău într-una, aprinde Duhul meu.
vine furtuna și vântul cel rău, când am înfruntat un război foarte greu, când urlă dușmanul și vrea ca să pierd, mă plec pe genunchi și iertare eu cer. Când drumul e greu și spinos pe pământ, când plouă mereu și e ceață în gând, când vreau să mă rog eu acasă mă adun, mă plec pe genunchi și durerea mi-o strug. Când sunt prin dezert, dar și lupta e grea, când Doamne izbândă-i ca partea mea, chiar când vrea satana să cad pe cărări, mă plec pe genunchi ca să cer îndurări. Când trupul de frânt de dureri și de chin, când plâng lăcrimat sau în șoaptă suspin, chiar când mă aud ale păcii cântări, mă plec pe genunchi ca să cer mânghieri. Când visul gelat pare neînghinit, când pierici prea multe pe cale am găsit, când vreau ca Iisus să-mi dea ajutor, mă plec pe genunchi, umilit pe cobor. Când eu am dormit spre locașul ceresc și când veșnicia nespus o doresc, când vreau să trăiesc permanent cu Iisus, mă plec pe genunchi, așteptându-L de sus. Amin. Când îl aud, cad la pământ.
Ce nume sfânt mi-ai dat și mie, o nume drag, o nume sfânt și ce slăvită împărăție, ce nu-i de aici, de pe pământ. O fă-mă prietnic de al tău nume, de starea înaltă ce mi-ai dat. Să nu iubesc nimic din lume, mereu să mă păstrez curat. Amen.
și bucurie și urez. Prin toate câte în suflet mi se adună, simțim adânc și fără rost părere, cum stau amestecate împreună, în aceeași cupă și pe linșinere și bucurie și urez. Și noi măcar un fir de fericire să nu urmărească în tăcere vreo bunțială de nemulțumire. Numai să soarbă avarul vreo bunțială de nemulțumire, puțină bunăciune, zâncăniere și bucurie și iure. Când în sfârșit am întâlnit iubirea, i-am cunoscut puternica tăcere, dar i-am gustat apoi neîmplinirea, cu a ei amărăciune, zâncăniere și bucurie și iure. În primul țipăr, câtă bucurie și ce speranță era cea durere. Numai o inimă de mamă știe să soarbă amarul tot pe lângă miere și bucuria din durere. Din dragoste, sacrifici orice-ar fi, te bucuri de copii ca de o avere. Dar viața ta, de fiecare zi, e multă amărăciune, e și miere și bucurie și durere. Adesea, o speranță ne zâmbește și ne ademenește cu putere. Dar și atunci când se împlinește, e multă amărăciune lângă miere, și bucurie, și durere. În toiul zilei și în miezul nopții, e calea noastră plină de misteri, că sunt și viața, și fiorul morții. Și multă amărăciune lângă miere, și bucurie, și durere. Ah, ce dușman am reușit cuvântul și asemănă de chinalul cu fiere, că nu e o bucurie în tot pământul. Să nu-i cunoște amarul în cămiere, să nu fie plătită cu durere. În aceeași lacrimă se adună împreună, și plâns, și râs, și viscol, și adier. De ce n-ar fi mereu doar vreme bună? De ce și amărăciune și durere? De ce și bucurie și durere? Ce poți să faci? Poți doar să mulțumești celui ce-ți dă puterea de înviere, că poți pe toate să le folosești, și amărăciune de lac, și dulcea miere, și bucurie, și durere. Thank you.
cunosc un drum între pământ și cer. Și așa sunt fericit că-l cunosc. În fiecare zi alerg pe el. În fiecare zi cu Domnul mă întâlnesc. Și alerg în sol, căci știu că el mă așteaptă. Apoi, pornim spre sus. Iar mâna mea puternică a lui dreaptă îmi e târie pentru încă o treaptă. Și mi-e de ajuns, căci la cetatea slavei aș putea să ajung până la sus. Și aștept o zi când pe acest drum voi fi departe, departe de pământ, de cer aproape ca la un pas. Când Domnul îmi va spune că lui e loc de zret, e cer așa aproape, vin acasă. Amin. Thank you.
merge cu credință înainte. Voi vedea după atâta vreme căminul bucuriilor din tâi, la țărmul mângâierilor supreme, la casa Tatei suflete rămâi. Și nu voi mai călca, niciodată, hotarul țării mele înapoi. Cu inima de dor îmbiosmată, voi rămâne, dragi îngeri, printre voi. Da, niciodată nu voi mai pleca cu inima pe drumul spre Egipt, acolo unde, în bucuria mea, cuțitul răutății s-a înfipt. Te voi lăsa pământ, țesut de oase și aburind de sânge de martir, cu spaime și cu râpi întunecoase, săpate diabolic în priviri. Mulți noi mai stăm covoiați sub vreme, în țara miliardelor de robi, ce-și sap adânc prin veacuri de blesteme, cu atâta trudă propriile gropi. O, harpa mea, mi-e tare dor de acasă și sufăr neîmpăcat printre străini. Aud mereu o limbă neînțeleasă, vorbe și gramatică de spini. Mă voi întoarce acasă într-o zi, în raiul frumuseților natale, și rănile de-acum s-o odihni când voi sfârși în cântec astăcale. La masa întâlnirii cea bogată, cu ochi șucând în lacrimi și scântei, cu atâta drag voi sta ca altă dată la locul meu știut, printre ai mei. Și voi cânta atunci așa cum simt, și voi sărta cu strigăte întării. Voi fi mereu o pardă de argint în simfonia mare curii. Iisus a fost un tânăr ca și mine, nu prea răcolit, un tip provincial, să poată străluci cu atât mai bine în veacul său de sânge și de bal. A coborât din glorie de netimp, cu soarele în suflet să ne soarne, fără să poarte titluri, fără nimb,
doar cu iubire fulgerând prin carne. El a lăsat palatul de lumină și porțile de lui cel sfânt, pentru oița rătăcită în tine, pentru risipitorul care sunt. Ca Iosif, bucuros de întâlnire, el a venit la noi, la frații lui, flămând după o vorbă de iubire și să ne aducă pâinea cerului. El a venit cu neumurirea în palme ca să împartă zilnic printre noi, ca să primească bice și sudalme și o veche cruce pentru chinul noi. Minunii se pot crede așa iubire, dar adevărul ei poți afla când ca Iisus, purtând buna vestire, te duci să-ți cauți frații în lumea ta. Să-l cauți pe cel mic, risipitorul, poate credința ta l-a îndepărtat. Ah, caută-ți prin lume prețiorul, îl pot mări în viciu și păcat. Că va veni o zi când tatăl tău te va întreba de toți acești copii. O, dacă ești născut din Dumnezeu, caută-i astăzi sub roșcu și prin puțină. Ce zi va fi aceea când, schimbați, risipitorii s-au întoarce acasă, când fratele mai mare între frați satisfăcut le va întinde masă, când tatăl mulțumit îi va cuprinde pe toți copiii într-o îmbrățișare. Vino cu mine, frate și părinte, să-i căutăm pe noștri în lumea mare. Thank you.
ajuns la final. Era și normal să ajungem la final după atâta implicare, după atâta bucurie. Vreau să vă spun că sufletele noastre nu sunt pregătite nici pentru prea multă durere, dar nici pentru prea multă bucurie. Așa că toate să fie cu limită. Aș vrea să vă spun ceva înainte de a spune amin. Am citit o întâmplare, probabil că și dumneavoastră ați auzit dialogul acesta înscris. E vorba despre marele muzician Gaunt. La un moment dat, dânsul a făcut o afirmație și a spus: în domeniul muzicii nu cunosc pe cineva mai important și mai mare decât maestrul Gaunt. Iar cineva i-a prezentat frumusețea muzicii lui Mozart, contemporan cu dânsul. Și el a fost silit să-și ajusteze această viziune și a spus: într-adevăr, în domeniul muzicii nu cunosc pe nimeni mai mare decât Gaunt și Mozart. E bine, după multă ascultare a muzicii marelui Mozart, Gaunt, lăsând privirile mai în jos, afirmă și spune: într-adevăr, în domeniul muzicii nimeni nu este mai mare decât marele Mozart și apoi Gaunt. Dragii mei, în domeniul vieții de zi cu zi, poate că am avut și noi impresia că suntem cei mai mari și cei mai buni și cei mai puternici. Însă vreau să vă spun că ori de câte ori ne comparăm cu Domnul Hristos, ne dăm seama că nimeni nu este mai frumos în neprihănire și în sfințenie și în dragoste și în bunătate decât marele și minunatul nostru Mântuitor, Iisus Hristos. El rămâne modelul nostru, rămâne ținta noastră și rămâne reperul spre care noi să continuăm a privi, după care să ne îndreptăm umbletele noastre și să ne asemănăm zi de zi tot mai deplin cu El. E ținta noastră și, așa cum spune inspirația, n-a fost dat omului o altă provocare și o altă lucrare mai mare și mai nobilă decât formarea caracterului. Vom merge acasă, fiecare la treburile noastre, la preocupările noastre și vom încerca să realizăm acest deziderat. Și anume, să-L înălțăm pe Iisus Hristos în viețile noastre și El să fie totul pentru noi, El să fie Cel proslăvit, El să fie Cel adorat, El să fie bucuria și desfătarea sufletelor noastre. Dumnezeu să ajute ca această împlinire să pună stăpânire pe fiecare dintre noi. Și așa cum spunea Pavel, aș vrea să concluzionez. Dragi tineri, dragi copii, scumpi frați și surori, tot ce este frumos și tot ce este adevărat, tot ce este nobil și tot ce este înălțător, tot ce este curat și tot ce este bun, orice faptă plăcută și orice laudă, aceea să ne însuflețească. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. 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 Cântarea care e programată, cântarea eu am nevoie în orice zi să știu că frații de la Satul Nou iubesc la plecare. Când vom mai veni pe aici. Iar fanfara care am ascultat-o astăzi, cred că e prima care va intra în penitenciarul vasului, că toate au fost. Ei au rămas care n-au făcut programul. Thank you.
spre slava Domnului, să închidem acest frumos program cu imnul 733. Îngerii tăi buni să-i ocrotească
să le îndestuleze existența cu tot ce au nevoie din punct de vedere material și spiritual și să-i ajuți, Doamne, prin cuvântul adevărului să se apropie tot mai mult de Tine și să ne îndrăgostim de frumusețea caracterului Domnului Hristos. Amin. Știm că totul este efemer și trecător în lumea aceasta. Iisus Hristos se va rămânea și frumusețea Sa. Vrem să fim lipiți de Tine, Doamne. Vrem să Te adorăm pe Tine. Vrem să contemplăm farmecul Tău. Și dorim să dezvolți capacitatea noastră de a Te iubi. Aceasta este rugăciunea noastră. Împlinește-o după voia Ta. Și ajută ca prietenii noștri. Ajută ca vecinii. Ajută ca cei dragi din familiile noastre. Ajută ca și dușmanii noștri. Toți să fie binecuvântați de iubirea Ta. Și să le pregătești pentru mântuire. Lasă pace. Te rugăm în inimile noastre, în familiile noastre, în bisericile noastre. Te rugăm să lași pace și în Ucraina. Să aduci, Doamne, gânduri bune și în mintea celor care conduc destinele acestor timpuri și vremuri. Noi credem că împărăția Ta va veni cât de curând, dar Te rugăm, ajută să fie pace și liniște, pentru ca poporul Tău, poporul rămășiței, să-și poată face datoria la care ne-ai chemat. Călăuzește-ne în tot adevărul, ia-ne de mână pe fiecare și du-ne prin hățișurile și greutățile vieții, până când vom ajunge cu toți la limanul dorit în împărăția Ta. Glorie și slavă, cinstire, adorare și preamărire aducem Tatălui, Fiului și Sfântului Duh în veci de veci. Amin. Amin.
oameni, pentru cei de vârsta a treia. Pentru cei bătrâni. Dacă tinerii îmi permit. Sigur că am fost emoționată când după 50 și ceva de ani m-am întâlnit unele persoane care nu le-am văzut de atâția ani. Nu? Am un ajutor de nădejde. Mă ajută în neputință din rău. Da. Și mă bucur pentru întâlnirea aceasta. Și sigur că aproape cu unii din ei nu ne mai putem recunoaște. Cu sora Lilica, cu sora Cone, nici nu ne vedem așa. Sigur că a fost emoții. Aș vrea să deschidem. La cântare 493, să cântăm cu tata Dumnezeu și înainte, dacă îmi permite, să spun o poezie a bătrânilor. Și cei tineri care îi deranjează, va să închide urechile. Să avem deschis la 493, cântăm și cu bătrânilor, da? Ca orice ori de lume, într-o zi, de trută frânt și el voi adormi. Pământ am fost, pământ voi fi curând, dar totuși nu mă înspăimânt acest gând. De ce să-mi fie teamă? Când ești, când vezi la pătrun să din sicrim, inert eu voi rămâne acolo jos, dar până la venirea lui Hristos. Atunci, o trâmbiță va suna și glasul ei din mărți mă va spula, puternic, tânăr și nemuritor, din groapă mă voi ridica ușor. Și apoi, așa cum zice la izvod, cu toți cei preți nenumărat norod, voi înălța cu Domnul. Și acolo, cu Domnul voi fi mereu și bucuria în veci mă va însoți. De ce, dragi prieteni, deși știm că voi fi pus curând într-un sicrim, eu totuși nu întrupărască de mine, ci resemnat aștept să vină rândul. Cântăm cu toții, mă dor de cer, nu-mi pasă de vreme. Mulțumim frumos! Poezie e pentru cei tineri și pentru cei în vârstă. Așa e lumea noastră. Vă mulțumim frumos! Ne-ați reamintit ce spune la crezul creștin. Eu cred în învierea morților și viața veacului ce va să fie aceea adevărata realitate. Domnul să ne ajute pentru o pregătire de bine pentru viața aceea. 493, de dor de cer.
Mariluța. Vreau și eu să aduc câteva cuvinte de recunoștință în mod personal cu sora Maricica Vasărati, care s-a preocupat foarte mult cu copiii satului, cu fiii satului din care suntem noi de la Cornelie. Și fițele. Da. Și îi mulțumim foarte mult și Domnul să fie cuvintează și pe viitor să nu ne uite, să mai bine. Amin. Mulțumim foarte frumos. Mulțumim foarte frumos. Am văzut multe mâini că mulți mai au de spus câte ceva, nu știu cum să facem, să mai planificăm o ocazie într-o dată ulterioară, da? Și atunci promitem că vom da curs celorlalte dorinți, celorlalte trăiri, celorlalte experiențe. Vrem să mulțumim lui Dumnezeu, bunul nostru și minunatul nostru stăpân, pentru frumusețea experienței de astăzi. Îi mulțumim și vrem să rămânem cu inima lichită de El. Vreau să vă spun că cel mai frumos text pe care eu îl iubesc din Vechiul Testament este textul din Zaharia 9 cu versetul 9. Spune acolo, în ziua aceea, când va reveni Domnul Hristos și va începe împărăția Lui, un singur nume va fi proslăvit în cerul și pe pământ. Numai numele Său. Și vrem să ne pregătim de acum să proslăvim numele Său minunat și El să fie totul pentru noi. Mulțumim corului de tineri, de copii, de adolescenți. Cum să spun? Învățați-mă dumneavoastră. E adevărat, sora Miluța, rămânând copleșită de frumusețea acestor minunați copii, ne-a purtat pe toți prin gândul dânseia cu o mulțumire pentru ei. Vreau să vă spun, dragii mei, i-am admirat cumințenia lor, am admirat voioșia lor, deschiderea lor, bucuria lor de a cânta pentru Domnul și de a sluji cauzei Mântuitorului. Dar, în mod special, îi admir pentru că părinții lor, niște părinți minunați care stau în spatele fiecăruia dintre ei, îi pregătesc nu doar pentru lumea aceasta să fie de folos societății și bisericii, dar pentru lumea de sus, pentru împărăția cerurilor. Domnul să le răsplătească sacrificiul și să le ofere copilașilor o creștere frumoasă și o împlinire în viață cu tot ce au nevoie. Să rămâneți voioși, fericiți și frumoși la suflet și la chip, așa cum sunteți. Salutări și la părinți și spuneți-le că le mulțumim pentru că v-au îngăduit să fiți cu noi în ocazia aceasta. Și vă mai așteptăm pe la noi. Mulțumim și fanfarei de la Petreș. E adevărat că noi suntem mai obișnuiți cu fanfara de la Petreș, nu? Dar și ne-am mai arătat în alte ocazii. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că a fost destul de concludent ceea ce ne-a provocat fanfara și ceea ce ne-au provocat copiii, pentru ca și la nivelul comunității noastre să pornim o orchestră sau o fanfară, nu știu. Dar îi rog pe părinți că avem deja, uite, dacă număr eu, începând de la Iolanda și Roxana, apoi Aian și cu Ronaldo și cu Florinel și Iulia și apoi Nicușor și mai amintiți-vă dumneavoastră. Câți dintre noi nu ne putem alătura și va fi o orchestră extraordinară? E adevărat? Să fie? Amin. 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 Și când ne vom împotmoli, vom cere o mână de ajutor pe rând. Ba la Cornealvești, ba la Petriș și vom persevera. Dumnezeu să binecuvinteze ziua începuturilor slave și la noi aici. Și să ne gândim că putem face și noi ceva. Că auziți dumneavoastră, nu numai cei pe care am amintit noi, dar și prietenii noștri și vecinii, veți vedea dumneavoastră ce minuni poate face Domnul și să fim aici o orchestră și o fanfară de 50 de copii. Amin? Vă mulțumesc din suflet și Domnul să ne poarte de toți pe brațele iubirii sale, să ne ocrotească. Vă mulțumim tuturor prietenilor. De unde ați venit? De la Bacău, de la Fălticeni, de la Iași, de la Moșna, de la Huși, de la Vaslui, de la Morărești, Moara Grecilor, da? Și de oriunde Domnul
ne-a chemat pe toți. Îi mulțumim Domnului să ne păstreze în credință și să ne ajute să rămânem cu aceeași inimă pentru cauza Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. Amin.